Pentru acest weekend am ales să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care l-am intitulat Așa trece gloria lumii, sic transit gloria mundi. De la ultima prezentare pe care am împărtășit-o cu dumneavoastră, invazia păgână și lepădarea de credință, au existat o explozie de evenimente. Violența sălbatică care se manifestă pe străzile Statelor Unite este dovada faptului că Duhul lui Dumnezeu se retrage de pe planeta Pământ. Este doar o chestiune de timp până când această violență va fi răspândită global. Aș vrea să vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Ieremia, capitolul 22, versetul 21. Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. De când a venit această provocare pentru lumea noastră, am renunțat la visurile noastre personale, am renunțat la cea mai frumoasă vacanță într-o țară exotică, poate la o mașină nouă, o casă nouă și cine știe câte alte visuri pe care le-am avut. Dintr-o dată, Dumnezeu a devenit o prioritate. Dacă până ieri Dumnezeu era doar o carte de credit pe care o scoteam din buzunar, doar atunci când aveam nevoie de ea, astăzi Dumnezeu a devenit nevoia noastră permanentă. Așa că cartea lui Ieremia face o declarație destul de justificată și inteligentă în care Dumnezeu ne spune ți-am vorbit când îți mergea bine. Sigur că apetitul nostru pentru o relație cu Dumnezeu este foarte diminuată atunci când toate lucrurile merg bine în viața noastră. Mi-aduc aminte de un frățior pe care l-am întâlnit cu mulți ani în urmă, peste 35 de ani în urmă, numele lui era Ștefan. Și l-am întrebat, ce mai faci, frate Ștefan? Și el mi-a spus, o duc prea bine ca să nu mă fi părăsit Dumnezeu. Ceva în sufletul lui, în conștiința lui, în inima lui, îi spunea că există o fisură între el și Dumnezeul lui. Așa că această explicație, ți-am vorbit când îți mergea bine, are o justificare deosebită, nu pot să ascult. Dar de ce nu pot să ascult? Ce mă ține legat? De ce sunt legat ca să nu pot să ascult de cuvântul Dumnezeu? Sunt prea ocupat? Iată că Dumnezeu astăzi a dat la o parte toți idolii pe care îi aveam și ne-a lăsat un singur lucru, cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să abordez subiectul de astăzi adresând o întrebare, zic eu, destul de matură și plină de bun simț. Ce este putred în lumea noastră? De unde vin aceste necazuri și aceste probleme? Și cred că cel mai bine ar fi să mergem la rădăcina tuturor problemelor. Sistemul educațional. Aș vrea să vă invit să citim câteva declarații cel puțin șocante dintr-o carte, Impactul științei în societate, scrisă de laureatul premiului Nobel, Bertrand Russell. Dieta, injecțiile și interdicțiile se vor combina la vârstă foarte timpurie să producă acel tip de caracter și tip de credințe pe care autoritățile îl consideră dezirabil și orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic. Deci dacă vrei să controlezi populația, dacă vrei să manipulezi mintea umană, oferă-le o dietă care să le afecteze lobul frontal, simțul rațiunii, dă-le injecții, inoculează-le substanțe care pot să le afecteze judecata și pune-le interdicții. Și toate aceste lucruri combinate, de la o vârstă timpurie, să poată produce acel tip de caracter și de credințe pe care autoritățile le consideră dezirabile și orice critică împotriva puterii să nu aibă nicio rațiune. Populația nu va cunoaște felul în care îi se inoculează convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generații de oameni, în acest fel, va putea să controleze întreaga populație în mod eficient și sigur, fără a fi nevoie de armată sau poliție. Propaganda educațională făcută cu ajutorul guvernului va putea să obțină rezultate într-o singură generație. Există însă două forțe puternice care se opun unui astfel de politici. Una este religia și cealaltă este patriotismul. Concluzia mea este că o societate, atenție, științifică, poate fi stabilită doar în anumite condiții. Prima dintre toate ar fi un singur guvern mondial, posedând monopolul asupra forțelor înarmate și, în consecință, capabil să impună
pacea. Observați, dragii mei prieteni, intenția globaliștilor de a impune o formă de propagandă, de manipulare în masă și nu numai atât, dar textul ne arată foarte clar, propaganda educațională. E trist că educația a devenit politică. Atunci când vorbim de propagandă educațională, nu mai vorbim despre o educație pură, sinceră, onestă, în care cetățeanul să aibă acces la informații adevărate, care într-adevăr să îl ajute să dezvolte. Alexander King, Bertrand Schneider, în cartea The First Global Revolution, prima revoluție globală, făcea o declarație foarte similară în ceea ce privește manipularea maselor. În căutarea unui dușman care să ne unească, ne-a venit ideea cu poluarea, amenințarea încălzirii globale, lipsa apei, foametea și potrivirea proiectelor de lege după el. Ceea ce este foarte interesant, că vocabularul pe care îl folosește Bertrand Russell în Impactul științei în societate în 1953 este foarte similar, dacă nu exact, cu același vocabular și aceeași estetică a ideilor prezentate în cartea The First Global Revolution, prima revoluție globală. Mergem puțin mai departe. Roma, episcopul Roma, Papa Francisc, susține aceste teze din culise într-un mod foarte direct. Faptul că Papa Francisc și Biserica Catolică continuă să privească la știință nu este decât un lucru bun. Dar întrebarea mea este, ce fel de știință? Apostolul Pavel, în 1 Timotei, face o declarație în capitolul 6, versetul 20-21. Timotei, păzește ce ți-am încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi, amin. Expresia împotrivirile științei, despre care Apostolul Pavel vorbește, nu înseamnă nimic mai mult sau mai puțin decât o știință ateistă, o propagandă educațională care să-L scoată pe Dumnezeu din mintea oamenilor. A fost atunci și așa este și astăzi. Apostolul Pavel avertizează că între educația pe care o dă Cuvântul lui Dumnezeu și socialismul științific, care nu este altceva decât o propagandă educațională modernă de manipulare a societății, nu există nicio conexie. Cei care vor să meargă după acest reper își vor pierde credința. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Declarația din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11-12, arată faptul că noi oamenii suntem responsabili de propriile noastre alegeri. Dumnezeu trimite o rătăcire sau îngăduie să vină peste noi o rătăcire ca oamenii să poată crede o minciună. De ce? Pentru că n-au crezut adevărul. Sau mai bine zis, n-au găsit plăcere în adevăr, așa sau în aceeași proporție cum au găsit plăcere în nelegiuire. Ce înseamnă nelegiuirea? Înseamnă călcarea legii. Deci Apostolul Pavel spune că oamenii aleg să creadă o minciună detrimental adevărului. De ce? N-au găsit plăcere în adevăr, care este Hristos, care este legea lui Dumnezeu, pentru că aici în Scriptură noi găsim mai multe definiții despre adevăr. Adevărul este Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Psalmul 119, versetul 142, spune și el, dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Iată că există un caragiale și în Tanzania. Președintele, într-o clipă de frustrare, rupe tăcerea și prezintă adevărul cu privire la testul coronavirus. Papaia, caprele și oile au fost testate pozitiv cu coronavirus. Bineînțeles că o astfel de veste a făcut înconjurul lumii, ca multe alte vești care au dat pe față lipsa de realism, de sinceritate și de onestitate a guvernului mondial. Știți, dragii mei prieteni, cea mai dureroasă experiență în viață este aceea de a descoperi că ești trădat de cei care le oferă respectul și încrederea. Asta este trista realitate. A fost odată o poveste interesantă cu un tânăr care și-a dorit să devină misionar. Avea un defect de vorbire, era ușor bâlbâit, dar dorința lui de a aduce suflete la Hristos era onestă și sinceră.
a apelat la comitetul director al seminarului teologic și i-a implorat pe oameni în numele lui Hristos să îi dea o șansă să devină misionar. Oamenii au observat repede incapacitatea lui de a adresa un mesaj în mod coerent datorită acestui tic verbal, dar în cele din urmă s-au lăsat copleșiți. Bine, Moni, ne-ai convins. Îți oferim un district, câteva sătulețe și o perioadă de timp scurtă de 2 luni ca să ne convingi că tu poți să împărtășești Evanghelia oamenilor și să îl faci pe Domnul Iisus Hristos cunoscut societății respective. Moody părăsește sala comitetului cu mare bucurie, iese afară și chiuie de bucurie și spune: Aleluia, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că mi-ai dat șansa să vorbesc despre tine. Ajunge într-un sat. În mijlocul satului exista un monument frumos, o cruce, care simboliza sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu putea să vorbească foarte bine, se oprește lângă cruce și stă și așteaptă până ce primul trecător interacționează cu el. Dar în loc de vorbe, Moody mimează un gest. Se uită la cruce și se uită la cer. Și cetățeanul după Moody se uită și el la cruce, se uită la cer. Și la un moment dat Moody îl întreabă: da, vedeți? Și cetățeanul se uită: ce să văd? Zice: îngerii lui Dumnezeu care vin și coboară. Ăsta zice: eu nu văd niciun înger. Mai apare un cetățean între timp, încă unul, până aproape tot satul ajunge în centru, la crucea care era monumentul Domnului Iisus Hristos, simbolul de aducere aminte al Domnului Iisus Hristos, și la un moment dat unul dintre ei zice: măi, nu vedem niciun înger. Hai să-l chemăm pe duhovnic, pentru că el, fiind un om mai deosebit decât noi, poate că va avea posibilitatea și enlightenment-ul sau iluminarea de la Dumnezeu ca să vadă ceea ce noi nu vedem. Imediat duhovnicul apare, părintele acolo, și Moody spune: bună dimineața, domnule, vedeți îngerii aceștia care coboară și se ridică din ceruri? Duhovnicul se uită și se gândește: mă, omul ăsta ori e nebun, ori vede îngeri. Dacă eu spun poporului că nu văd îngerii, oamenii își vor pierde încrederea în mine. Dacă spun că văd îngeri, oamenii își vor păstra încrederea în mine. Dar cu ce preț? Cu prețul unei minciuni. Și ce credeți că a ales duhovnicul? Să zică: da, văd îngerii lui Dumnezeu care coboară și urcă din ceruri. După ce duhovnicul a făcut această declarație în fața lumii, toată lumea a scos un strigă de mirare. Wow! Vedeți? Duhovnicul vede îngerii și noi păcătoși nu-l vedem. Și la un moment dat, bineînțeles, că Moody dă cărțile pe față, ca și domnul președinte din Tanzania. Dragii mei prieteni, vreau să vă spun, n-am văzut niciun înger. Toți oamenii rămân în stare de șoc. Moody zice: v-am mințit. Problema nu e cu mine că v-am mințit pentru că eu sunt un străin. Problema este cu dumnealui care vă conduce pe căile Domnului și pe care dumneavoastră îl numiți duhovnic. El v-a mințit. Sunt convins că duhovnicul din experiență era un om temător de Dumnezeu, dar ca noi toți oamenii, a avut un moment de alunecare, un moment de slăbiciune în care omul a preferat să mintă decât să cadă în disgrația oamenilor. De multe ori, în viață, dacă ne uităm la noi, poate că am făcut și noi același lucruri. Conducătorii acestei lumi vor trebui să vină la bara judecății înaintea Tatălui Ceresc și să fie întrebați de ce ați mințit pe oameni, de ce ați mințit și manipulat printr-o propagandă educațională falsă pe oameni și poporul meu. La această întrebare, sigur că va trebui să răspundem fiecare, dacă nu trăim cu onestitate, cu cinste, ca în lumina zilei, înaintea Tatălui nostru din ceruri și a Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Aș dori să fac apel la cuvintele de înțelepciune ale lui Martin Luther King Jr. Violența niciodată nu produce pacea permanentă, nu rezolvă problemele sociale, ba mai mult, creează complicații mai mari. Violența este lipsită de practicabilitate, deoarece este o spirală în cădere care sfârșește în distrugerea tuturor. Violența este imorală pentru că urmărește mai degrabă umilirea adversarului în loc de câștigarea înțelegerii acestuia.
Violența este imorală pentru că funcționează bazată mai degrabă pe ură și nu pe iubire. Distruge comunitatea și face ca fraternitatea să fie imposibilă. Lasă societatea blocată într-un monolog mai degrabă și nu într-un dialog. Violența sfârșește prin autodistrugere, creează amărăciune în cei care vor supraviețui și brutalitate în cei care distrug. Martin Luther King Jr. a fost un om care a iubit pe Dumnezeu, un om care s-a scufundat în acest ocean al iubirii dumnezeiești și care a putut să reproiecteze imaginea Domnului Hristos în aceste câteva fraze inteligente. Aș vrea să merg puțin mai departe în istorie și să dau citire autorului de carte Engaging the Powers, pagina 217, a lui Walter Wink. El vorbește despre apostazia bisericii creștine din timpul lui Constantin cel Mare și de fapt pune punctul pe ei, pentru că atunci când biserica apostaziază de la credință, apostaziază și societatea. Vă aduceți aminte că atunci când Solomon, ca și împărat, a apostaziat, tot poporul s-a dus după el în apostazie. Solomon s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu cu regrete tardive, dar istoria arată că poporul nu s-a întors înapoi la Dumnezeu, așa cum a făcut Solomon. Puterea exemplului său a avut un impact grozav în societatea respectivă. Biserica, care avusese o poziție fermă, fără violență, față de represiunea brutală a Imperiului Roman, s-a trezit ciudat, învingătoare. Prețul pe care l-a plătit biserica cu toate acestea a fost acela de a îmbrățișa violența ca mijloc de salvare a Imperiului. Înlăturarea non-violenței din Evanghelie a aruncat piatra unghiulară din chivot, ca mai apoi creștinismul să se prăbușească într-o religie a mântuirii personale, o viață de apoi păzită cu gelozie de un Dumnezeu furios și înfricoșător. Înlăturarea non-violenței din Evanghelie. Ce înseamnă înlăturarea non-violenței din Evanghelie? Iubiți pe frășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, dacă cineva îți trage o palmă peste obrazul drept, întoarce și obrazul stâng, asta înseamnă non-violența din Evanghelie pe care Biserica creștină a pierdut-o în secolul IV. L-au aruncat pe Iisus piatra unghiulară din Evanghelie. Marele predicator Spurgeon spunea că dacă vrei să distrugi Evanghelia, scoate cele 10 porunci din ea. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o întrebare. Violența este o știință? Violența este o explozie de emoții? Violența este o consecință a propagandei educaționale? Ce este violența? Și de câte feluri este violența? Eu cred că violența pornește în minte. Prima dată avem violența gândurilor. Ce i-aș face eu? Îmi spun doar mie. După aceea există violența emoțiilor. După violența emoțiilor vine violența verbală. Te urăsc. După violența verbală apare sau ia naștere violența fizică, care poate să fie foarte agresivă și, în ultimă instanță, violența care poate fi fatală, violența care ucide. Dragii mei prieteni, totul pornește aici. Dacă mintea omului este otrăvită cu propagandă educațională falsă, omul va fi învățat să urască. Și vreau să citesc, cu permisiunea dumneavoastră, din autorul de carte Carl von Clausewitz, a fost tradus în 19 limbi. În această carte vom descoperi încă o dată ce înseamnă propaganda educațională făcută de guvern ca să incite o populație la ură, la violență împotriva altei societăți, altei etnii, altei culturi, altei națiuni. Războiul este astfel un act de forță care să-l constrângă pe dușmanul nostru să ne facă voia. Războiul este o trinitate fascinantă compusă din violență primordială, ură și dușmănie, care trebuie considerate o forță naturală oarbă. Într-o altă formă, continua dumnealui, emoție violentă, șansă sau calcul rațional. Cu toate acestea, spunea dânsul, este prezentată frecvent ca oameni, armată și guvern. Epicentrul violenței se găsește într-o educație care otrăvește mintea omului, care îl instigă la ură și care îl face să-l vadă pe cel din fața lui un tiran.
Spiritul anarhiei pătrunde în toate popoarele și izbucniri care din timp în timp constituie groaza lumii nu sunt decât indicii ale faptului că dedesubt arde focul pasiunilor și al nelegiuirilor care, odată scăpate sub control, va umple pământul cu vaiet și mizerie. Tabloul pe care inspirația ni l-a înfățișat cu privire la lumea dinainte de potop reprezintă prea fidel starea de lucruri către care societatea modernă aleargă foarte repede. Chiar acum, în veacul acesta, în țările pretins creștine, se săvârșesc zilnic crime tot așa de negre și de înfiorătoare ca acelea din pricina cărora au fost nimiciți păcătoșii lumii de atunci. Pe măsură ce timpul revenirii lui Hristos se apropie, Domnul îi trimite pe slujitorii săi spre a avertiza lumea ca să se pregătească pentru evenimentul cel mare. Oamenii au fost într-o fățișă neascultare față de legea lui Dumnezeu, adică cele 10 porunci. Iar acum, în mila sa, el îi cheamă la ascultare de preceptele ei divine. Tuturor acelor care vor îndepărta păcatele din viața lor, prin pocăință față de Dumnezeu și credința în Hristos, li se va oferi iertare. Pământul geme sub povara păcatelor noastre. Omenirea a ajuns hărțuită de imoralitate, corupție și mizerie. Ne uităm către cerul albastru și ne punem o întrebare: Doamne, până când? Există vorba aceasta românească: hei, ce n-ar da omul să poată da timpul înapoi? Și sunt convins că această expresie este reflecția multora dintre cei care mă ascultă astăzi. Noi toți, undeva în viață, avem momente, avem regrete și ne-am dorit să mai dăm înapoi timpul. Din nefericire, la începutul anilor 60, mișcarea de emancipare din Statele Unite a declarat război împotriva lui Dumnezeu. L-au scos din școală, l-au scos din mintea oamenilor, l-au scos din sistemul educațional și în locul lui a fost pus un alt sistem de educație, socialismul științific. Iar astăzi, rodul violenței pe care îl vedeți pe stradă nu este altceva decât absența lui Dumnezeu din școală, absența lui Dumnezeu din familie, absența lui Dumnezeu din societate și absența lui Dumnezeu din viața personală a cetățeanului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost înlocuit cu orice altceva. Entertainment, băutură, fumat, plăceri interzise. Atunci când semănăm, nu ne gândim și la seceriș. Când semănăm ură, vom secera ură. Când semănăm lacrimi, vom secera iubire. Dimineață, în timp ce mergeam la birou, am ascultat declarația unui șerif de poliție din Texas, dacă nu mă înșel, și omul cu inimă bună spunea: dragii mei, noi l-am dat afară pe Dumnezeu din inima Americii și această țară frumoasă a noastră sângerează pe din lăuntru. Singura noastră șansă ca să oprim violența de pe stradă, singura noastră șansă ca să aducem din nou creditul moral în lumea polițienească americană este să ne întoarcem din nou la Biblie și să-L primim pe Domnul Hristos al nostru, singurul care ne poate remodela conștiința și ne poate clădi un caracter cu demnitate și cu virtuți deosebite. Aceasta este dorința multor oameni de bine din țara aceasta și cred că este dorința multor oameni de bine din România. Noi toți avem o problemă comună, păcatul. Oriunde ne-am fi, orice limbă am vorbi, orice culoare ar avea pielea noastră, oricare ar fi sistemul nostru educațional, oricare ar fi cultura noastră, problema noastră rămâne păcatul. De aceea, pentru întreaga planetă, pentru toată lumea, există o singură șansă de scăpare. Acum cât mai este încă timp de har, acum cât încă mai este timp de întoarcere la Dumnezeu, haideți să dăm timpul înapoi și să vedem cum ne-ar place nouă să arate lumea noastră astăzi. Biblia era privită ca temelia credinței lor, izvorul înțelepciunii, carte a libertății. Principiile ei erau prezentate cu sârguință în cămin, în școală și în biserică, iar roadele se vedeau în economie, în inteligență, în curăție și în cumpătare. Cineva a putea trăi ani de zile într-o așezare puritană fără a vedea vreun bețiv, fără să audă vreun blestem sau să întâlnească un cerșetor.
Se demonstra că principiile Bibliei constituie cele mai sigure garanții ale demnității naționale, zic eu, americane, sau demnității naționale românești și așa mai departe. Coloniile, la început slabe și izolate, au devenit o federație de state puternice, iar lumea privea cu uimire pacea și prosperitatea unei biserici fără papă și a unui stat fără rege. Toate au fost bune și frumoase până când această țară, Statele Unite, a fost invadată de oameni care aveau alte gânduri decât acelea de a sluji lui Dumnezeu și a se închina lui Dumnezeu după dictatele propriilor conștiințe. Un număr din ce în ce mai mare de oameni erau continuu atrași de către țărmurile Americii, mânați însă de motive cu totul diferite de ale primilor pelegrini. Deși credința și curăția de la început exercitau o putere larg răspândită și modelatoare, influența ei a început să scadă pe măsură ce creștea numărul acelor care căutau numai câștiguri materiale. Ceea ce vedeți pe străzile americane la ora actuală, dragii mei prieteni, este exact descrierea spiritului profetic al lui Ellen G. White în secolul XIX. În același timp, anarhia caută să măture cu desăvârșire legile, nu numai pe cele divine, dar și pe cele omenești. Spiritul de neniște și de răzmeriță și vărsare de sânge, răspândirea la scară globală a acelorași învățături care au dus la Revoluția franceză, toate acestea au tendința de a duce toată lumea într-un război similar cu acela care a frământat Franța. Suntem chiar aici. Este uimitor pentru mine cum Ellen G. White, printr-o viziune de la Dumnezeu, poate să descrie viitorul acestei națiuni care a fost cândva o națiune măreață. În ce constă, de fapt, învățătura care a dus Franța în pragul unui război civil? Săptămâna a fost modificată de la 7 la 10 zile. Atac direct la identitatea lui Dumnezeu ca și creator. Dacă Dumnezeu este ca papa, spuneau ei, nu avem nevoie de un astfel de Dumnezeu. Imoralitatea descătușată la nivel de virtute, una dintre cele mai teribile învățături care a afectat societatea franceză a fost distrugerea căsătoriei. Familia n-a mai existat în acte și de aceea imoralitatea a fost descătușată la nivel de virtute. O nouă filozofie de viață numită ateism. Astfel de învățături au adus Franța în pragul unui colaps absolut total. Care au fost efectele unei astfel de învățături? Boii cădeau în brazdă în ziua șaptea, spitalele erau pline de bolnavi, orașele erau devastate, vitrine sparte, clădiri incendiate, crema intelectualității franceze dispare, rațiunea a devenit o zeiță. Cât de adevărat este acest scenariu care se repetă astăzi cu Statele Unite și nu numai cu Statele Unite, cu toată lumea. Oamenii au fost într-o fățișă neascultare față de legea lui Dumnezeu, iar acum, în mila sa, el îi cheamă la ascultare de preceptele sfinte. Mi-aduc aminte de Andrew Jackson, al șaptelea președinte al Statelor Unite, care spunea într-o discuție cu cineva despre Biblie, această carte, Domnule, este stânca pe care Republica noastră se odihnește. Așa gândeau cândva marii președinți ai Statelor Unite, aveau un respect extraordinar pentru Cartea Cărților, pentru Biblie, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte, Domnule, spunea el, este stânca pe care Republica noastră se odihnește. Franklin Roosevelt. Învățătura Bibliei împletește atât de strâns viața noastră rezidențială și socială, încât este imposibil de imaginat viața fără această învățătură. Dacă ar fi să renunțăm la Biblie, vom pierde toată temelia noastră. Este imposibil de imaginat, adică vrea să spună Roosevelt, cum îți imaginezi America fără Biblie? Cum îți imaginezi America fără învățătura Scripturii? Nu și-o putea imagina. Dar noi, astăzi, putem să vedem cum arată America fără Scriptură. Daniel Webster, U.S. Secretary. Dacă respectăm principiile învățate de Biblie,
Țara noastră va continua să prospere din ce în ce mai mult, dar dacă noi și prosperitatea noastră neglijăm instrucțiile și autoritatea Bibliei, nimeni nu poate spune cât de brusc o catastrofă ne poate copleși și îngropa toată gloria noastră într-o obscuritate profundă. Să ne întoarcem puțin la Biblie, Scriptura. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Vedeți substanța iubirii lui Dumnezeu, vedeți atitudinea unui tată care în momente de suferință umană nu se dovedește a fi un Dumnezeu dojenitor, ci este un Dumnezeu plin de compasiune. Dumnezeu a oferit oamenilor cele 10 porunci. El nu le-a impus, pentru că Dumnezeu respectă opinia și alegerea ta personală. Dar Dumnezeu știe că întotdeauna fericirea este condiționată de ascultare. În realitate, confirmarea acestei declarații se găsește în Luca capitolul 2, versetul 14, care spune: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Observați, condiția fericirii, condiția păcii, condiția mântuirii, condiția salvării este condiția ascultării de cele 10 porunci. Nu în puterea noastră, că noi nu putem, dar Domnul Hristos este Cel care ne poate ajuta. Iar Marele Apostol Pavel ne poate da încurajarea și garanția: pototul Hristos care mă întărește. Slavă lui Dumnezeu în cerurile preanalte reprezenta condiția prin care omul îl poate preaslăvi pe Tatăl nostru din ceruri, prin a respecta primele 4 porunci din cele 10. Apoi, pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Această a doua declarație, cântată de îngeri, se referea la păzirea celorlalte 6 porunci de pe a doua tablă de piatră, care spunea: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pace pe pământ, nu ucide, pace pe pământ, nu comite adulter, pace pe pământ, nu fura, nu minți, pace pe pământ, pace pe pământ. Aceasta reprezenta, de fapt, muzica Evangheliei. Dumnezeu a trimis pământenilor vestea cea bună pe calea muzicii. Evanghelia a fost propovăduită pentru prima oară în Noul Testament de către îngeri, pentru că oamenii dormeau, iar îngerii au preferat să ofere această frumoasă bucurie a nașterii Domnului Hristos, a marelui dar al lui Dumnezeu pentru umanitate, printr-o lirică inteligentă care reprezenta slava pe care omul o poate da lui Dumnezeu prin păzirea celor 4 porunci și apoi pacea pe care omul o poate primi printr-o conviețuire socială deosebită în respectarea celorlalte 6 porunci din Scriptură. Dumnezeu spune: dacă păzești aceste 10 porunci, nu-mi faci mie un serviciu, îți faci ție un serviciu. În fiecare dimineață când suntem expuși la știrile zilei, nu vedem altceva decât același film de groază a unei societăți care se comportă ca și cum n-ar mai avea nimic uman. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ar fi fost ca valurile mării. Încă o dată, n-avem puterea aceasta. Păzirea celor 10 porunci este un ideal prea înalt pentru natura umană. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Problema noastră este o problemă de relație. Problema noastră este o problemă de conexie permanentă cu Dumnezeu. Ceea ce lipsește creștinilor astăzi este părtășia cu Dumnezeu. Cred că ar fi frumos pentru noi ca oameni să dăm zecimea din timp lui Dumnezeu, din 24 de ore, 2 ore și 40 de minute, să-i le oferim Tatălui nostru din ceruri. Imaginați-vă ce ar fi cu lumea noastră dacă fiecare bărbat și femeie de pe Terra s-ar ruga în fiecare zi 2 ore și 40 de minute. Papa Francisc a descris drept periculoasă ispita de a crede că cineva poate avea o relație personală directă și imediată cu Iisus Hristos fără Euharistie și fără medierea Bisericii. Biserica este esențială credinței, nu există agenți liberi, spune Papa. Deci, episcopul de Roma consideră că este periculos să ai o relație directă cu Domnul Hristos, personală și imediată. Întrebarea mea este: periculoasă pentru cine? Pentru noi sau pentru El? Eu cred că atunci când poporul lui Dumnezeu va avea o relație directă, personală, imediată cu Domnul nostru Iisus Hristos și cu Tatăl nostru Ceresc, prin influența bună a Duhului Său Sfânt,
atunci Vaticanul va tremura. Asta este chintesența Evangheliei, să avem o relație directă, personală și imediată cu Domnul Iisus Hristos. Ceva minunat se va întâmpla cu noi, cu casele noastre, cu familiile noastre, cu copiii noștri, cu partenerii noștri de viață, cu bisericile noastre, cu societatea din care facem parte. Oamenii se vor trezi și vor observa ceva frumos s-a întâmplat cu creștinii. Au renunțat la ipocrizie și au devenit oameni ai Bibliei, oameni ai Cuvântului. În amintirea celor 10 porunci, Dumnezeu ne-a lăsat 10 degete la mâini și 10 degete la picioare. Așa cum nu putem schimba ordinea degetelor noastre, tot așa nu putem schimba ordinea poruncilor lui Dumnezeu. Nici ordinea sau a schimba o poruncă cu o altă poruncă cu caracter omenesc. În mijlocul legii lui Dumnezeu există o poruncă care este veriga de legătură între prima tablă de piatră și a doua tablă de piatră. Și această verigă de legătură se găsește în porunca a patra. Ellen G. White, cel mai tradus autor de carte din istoria lumii după Scriptură, face o declarație foarte interesantă. Mi-a fost arătat că dacă adevăratul sabat ar fi fost ținut, întotdeauna n-ar fi existat niciodată necredincioși sau atei. Păzirea sabatului ar fi ferit lumea de idolatrie. Porunca a patra a fost călcată în picioare. De aceea noi suntem chemați să dregem spărtura făcută în lege și să pledăm în favoarea ținerii sabatului care a fost dat la o parte. Episcopul de Roma dorește implementarea unei zi de odihnă mondiale. În enciclica sa Laudato Si, el promovează ideea că planeta Pământ este răvășită de abuzurile umane și că planeta, natura, are nevoie de odihnă. Tot așa, el consideră că pentru schimbarea condițiilor climaterice pe Terra, noi, oamenii, avem nevoie să ținem o zi de odihnă, un sabat mondial. Și bineînțeles că dumnealui promovează ziua soarelui, duminica, care este prima zi a săptămânii, detrimental zilei sabatului care se găsește în Scriptură. Domnule Francisc, dacă chiar doriți să faceți bine umanității și să introduceți o zi de odihnă pe plan mondial, global, de ce n-ați promova ideea sabatului din Scriptură? Cuvântul sabat se regăsește în Scriptură de 116 ori. Cuvântul sabate, la plural, în limba engleză, se găsește de 33 de ori, iar cuvântul zi de odihnă se găsește de 17 ori, ziua de sabat se găsește de 68 de ori. Sabatul a fost ziua în care familia omenească l-a primit pe Dumnezeu ca oaspete în casa lor, care era, de fapt, grădina Edenului. Dumnezeu a binecuvântat ziua sabatului, a sfințit-o și a oferit-o oamenilor ca un memorial al creațiunii, ca un simbol al mântuirii și ca o zi a eliberării. În realitate, ciclul săptămânal n-a fost altceva decât singura măsură de timp pe care Dumnezeu a oferit-o oamenilor. Apoi a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Nu erau nici ani, nu erau nici luni, nu erau nici secole, nu erau nici milenii. Imaginați-vă că dacă n-ar fi căzut omul în păcat, Adam și Eva s-ar fi bucurat de prezența Domnului Hristos, prezența Tatălui Ceresc, în grădina Edenului, odată la 7 zile. O lume care ținea sabatul pe plan mondial, toți urmașii lui Adam și Eva, toți copiii și nepoții și strănepoții lui Adam, care n-ar fi căzut niciodată în păcat, ar fi venit la adunare în grădina Edenului, ar fi venit în biserica Edenului, iar marele predicator ar fi fost Domnul nostru Iisus Hristos. O întâlnire cordială cu Fiul lui Dumnezeu, Creatorul nostru, o întâlnire cordială cu Tatăl nostru din ceruri. Ah, cât de trist este că Tatăl nostru și mama noastră, străbunicii noștri, Adam și Eva, l-au trădat pe Dumnezeu. Iar noi astăzi suferim și trăim într-o oarecare măsură consecința neascultării lor. Am o surpriză pentru dumneavoastră în această seară. Am în mâna mea o Biblie foarte veche, este numită Biblia Regele Carol al II-lea, este scrisă de
preotul Vasile Radu și Gala Galaxion și are o prefață, așa cum vedeți, înaintea celor de față și a celor viitori, dați-ne augusta voastră împuternicire să chemăm Biblia aceasta pentru ca astfel să-și rămână numele și astfel să se pomenească în neam de neamul nostru, Biblia Regele Carol al II-lea. Suntem în 2020. Biblia aceasta a fost scrisă în 1937. A fost tipărită. Deci n-ar fi foarte greșit din partea mea să spun că această carte are aproape 100 de ani vechime. Vreau să vă spun că am un verset biblic care este unic în Scriptură. De ce? Pentru că este unicul verset biblic care conține trei porunci dumnezeiești. Este Leviticul, capitolul 19, versetul 3. Fiecare să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și ziua sâmbetei mele să o păziți. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Ce simplu, ce clar și ce directă este această traducere a domnului preot Vasile Radu și Gala Galaxion. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său. Ce poruncă e aceasta? Porunca cincea. Apoi, și să păzească ziua sâmbetei mele și să o păziți. Ce poruncă e aceasta? Porunca patra. Iar apoi, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce poruncă e aceasta? Porunca întâi. Deci dacă observați în imaginea de față, avem porunca cincea, porunca a patra și porunca a întâia. Dacă le adunați pe toate numerele astea, cât ne dă? 5 plus 4 plus 1 egal 10. Iată frumusețea matematică a Scripturii. Aș vrea să merg puțin mai departe. Tot preotul Vasile Radu și Gala Galaxion spune: adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești pe ea. 6 zile lucrează și fă toate lucrările tale, iar ziua 7-a este sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău, să nu lucrezi în ea niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, căci în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate câte sunt, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua 7-a și a sfințit-o. Mi-a fost dat să vizionez o discuție foarte civilizată, foarte înțeleaptă, între corifeii bisericilor creștine, undeva la Speranța TV, dacă nu mă înșel, unde un frățior, pastor, făcea o declarație pe tema ținerii sabatului, care au sugerat ideea că sabatul din Geneza 2 este un sabat al lui Dumnezeu, sabatul oferit evreilor este un alt fel de sabat, iar sabatul oferit creștinilor este o a treia formă de sabat. Sincer vă spun, am toată considerația față de explicația dumnealui, dar n-am întâlnit până acum în Scriptură o astfel de explicație. Eu sunt Domnul și nu mă schimb. Dumnezeu a binecuvântat ziua sabatului și a sfințit-o și a oferit-o oamenilor. Asta s-a întâmplat în Geneza. Iar ziua a șaptea este sâmbăta, ziua Domnului. Scriptura numește sabatul sau sâmbăta, ziua a șaptea, ziua Domnului. Deci eu nu știu de unde s-a scos ideea sau unde este scris în Scriptură că Dumnezeu ar fi oferit permisiunea oamenilor să facă din ziua întâi a săptămânii o altă zi a Domnului. E adevărat, Dumnezeu a creat toate zilele, Dumnezeu este autorul creațiunii, dar regina ciclului săptămânal este sabatul, este ziua a șaptea pe care Dumnezeu a sfințit-o și a oferit-o umanității ca un dar pentru a nu avea idolatrie, pentru a nu avea ateism, și așa mai departe. Iar ziua a șaptea este sâmbăta, ziua Domnului. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10, ni se spune: fostam răpit întru Duhul în ziua Domnului și am auzit în urma mea glas mare de trâmbiță. Ioan, ucenicul cel iubit, a primit revelația cărții Apocalipsei în ziua Domnului. După dicționarul biblic, ziua a șaptea, sâmbăta, este ziua Domnului. Ziua Domnului, Dumnezeului tău.
preotul Vasile Radu și Galagla Acțiune au pus în paranteză vineri, iar ziua era ziua pregătirii vineri și sâmbăta începea cu amurgul. Deci se pare că domnul preot Vasile Radu și Galagla Acțiune știau că sabatul începe vineri seara la apusul soarelui și se termină sâmbătă seara la apusul soarelui. După sâmbătă seara, după apusul soarelui, creștinii mai petreceau câteodată, mai aveau și Sfânta Cină. Evident că s-au întâlnit și duminică dimineață, fără contest. Mi-aduc aminte cu drag de anii când eram în pastor în Maramureș și în 1993-94, noi aveam adventiște de ziua șaptea, duminica, momente de închinare, duminica după amiază, invitam pe oameni și aveam un moment de cântare, un moment de rugăciune, aveam un studiu biblic al Cuvântului Dumnezeu, discutam cu prietenii, deci era un moment deosebit. Diferența între a ne aduna în ziua întâi a săptămânii pentru a avea un serviciu divin, pentru a cânta, pentru a studia Cuvântul Dumnezeu și obligativitatea poruncii este foarte mare. Am foarte mulți prieteni și sunt convins că există foarte mulți oameni care iubesc pe Domnul Hristos cu toată puterea lor și cu toată inima lor și sigur că au ales să meargă în ziua de duminică la biserică. Vreau să vă spun că nu am nicio obiecție cu privire la a merge să te rogi, să cânți, să studiezi Cuvântul Dumnezeu în ziua de duminică. Singura problemă este călcarea poruncii lui Dumnezeu. E adevărat că ne putem aduna miercuri seara la rugăciune, e adevărat că ne putem aduna duminică, joi, luni, marți, dar sabatul este o poruncă expresă pe care noi nu o putem călca sub pretextul Doamne, îmi permit să calc porunca a patra pentru că am fost miercuri la adunare sau pentru că am fost duminică la adunare. Putem merge la adunare duminică, putem merge la adunare miercuri, joi, în orice zi. A avea o adunare sfântă, duminică, miercuri, joi, luni, vineri, nu înlocuiește obligativitatea ținerii legii lui Dumnezeu. Și când vorbim despre cele 10 porunci, ținerea sabatului sau ținerea duminicii, aici intervine o chestiune de autoritate. E adevărat că noi oamenii suntem liberi să alegem, însă cert este că, după câte vedeți, Dumnezeu este foarte consistent. Și după ce s-au înapoiat, au pregătit mirodenii și unsori, iar sâmbătă s-au odihnit după lege. Iar în cea din tâi zi a săptămânii, foarte de dimineață, au venit la mormânt aducând miresmele ce le pregătise. Aceasta este declarația Scripturii. Nu se vede nicio umbră de schimbare. Femeile mironosițe care iubeau pe Domnul Hristos, ucenicii, toți cei care erau în Ierusalim, atunci când Domnul Iisus Hristos murise, nu se vede că Domnul Hristos ar fi recomandat creștinilor din Ierusalim schimbarea zilei de odihnă de la sabat la duminică, de la ziua șaptea la ziua întâia săptămânii. Noi nu observăm nicio schimbare în mentalitatea ucenicilor nici după învierea Domnului Hristos, când ei predicau atât evreilor în ziua sabatului, cât și neamurilor, tot în ziua sabatului. Totodată, în Luca capitolul 4, versetul 16, spune că Iisus avea și el un obicei, acela de a merge sâmbăta la biserică. Deci, Iisus este același ieri, azi și în veci. În Matei capitolul 24, versetul 20, Domnul Hristos spune: rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna sau într-o zi de sâmbătă. Evanghelistul Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, face și el o declarație: căci precum cerul cel nou și pământul cel nou pe care le voi zidi, zice Domnul, vor rămâne înaintea mea, așa vor dăinui de-a pururi neamul vostru și numele vostru. Și versetul 23: și din lună nouă în lună nouă și din sâmbătă în sâmbătă vor veni toți și se vor închina înaintea mea, zice Domnul. Acestea sunt adevăruri biblice. Sabatul lui Dumnezeu din Geneza, binecuvântat și sfințit Tatăl nostru din ceruri, oferit poporului ales ca și act al încheierii creațiunii, Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua sabatului. A oferit-o poporului său ales în Exodul capitolul 20, în versetul 8, avem cea mai lungă poruncă dintre cele 10 porunci. Dacă faceți o comparație dintre toți cei 150 de psalmi pe care noi îi avem,
Psalmul 119 este psalmul cel mai lung. Este vremea pentru noi, dragii mei prieteni, să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu în lumina Scripturii, care este formată din Vechiul Testament și din Noul Testament, cei doi martori, și să nu pățim ca poporul evreu care s-a încăpățânat să-L primească pe Domnul Hristos, noi creștini să ne încăpățânăm, să primim și să acceptăm întregul adevăr al Scripturii. Oseea, capitolul 8, versetul 3, spune: Israel a lepădat binele cu scârbă, de aceea vrăjmașul îl va urmări. Eu sunt convins că noi putem face mai bine decât poporul Israel și ca oameni și ca ultimă generație, înainte de revenirea Domnului Hristos, putem să avem momente de rugăciune în care împreună cu familiile noastre, cu copiii noștri, cu partenerii noștri de viață, soții, soțiile noastre, putem să înălțăm altare de rugăciune, putem să ne rugăm Domnului Hristos și să-i spunem: Doamne, Duhul Tău Sfânt să ne lumineze cu privire la ce este corect, corect și drept de făcut înaintea Ta. Noi vrem să slujim Ție după cea mai bună lumină pe care ne-o dai. Suntem dispuși să facem voia Ta, Tată. De aceea, dă-ne putere și dă-ne credință să înțelegem ce vrei Tu să facem. Timpurile sunt tulburi. Dumnezeu vine la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile peste poporul acesta. Dragii mei prieteni, Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12 spune: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Răbdarea sfinților, caracterul Domnului Hristos pe cruce, apoi poruncile lui Dumnezeu, cele 10, și apoi credința lui Iisus Hristos. O credință care s-a dus dincolo de moarte, o credință care s-a dus dincolo de mormânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu bucuria și pacea și dragostea lui Iisus Hristos, ca să putem să fim încurajați în aceste vremuri turburi de încercare și de strâmtorare. Mi-aș dori să încheiem acest mesaj frumos izvorât din Cuvântul lui Dumnezeu cu un apel către Tatăl Ceresc și un apel către inimile noastre din partea Lui, să ne plecăm genunchii și capetele în rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că ne iubești și că ne-ai dăruit nu numai odihna trupului, dar ne-ai dăruit și odihna minții. Îți mulțumim totodată pentru revelația Cuvântului Tău în Scriptură, îți mulțumim pentru odihna sabatului, îți mulțumim pentru frumusețea scrisorii de dragoste pe care Tu ai oferit-o poporului Tău prin darea celor 10 porunci, și ajută-ne ca să ajungem la substanța proactivă prin a Te iubi cu toată inima noastră și cu tot cugetul nostru și a iubi pe cei din jurul nostru ca pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, să fim împlinitori nu numai cu vorba, dar și împlinitori cu fapta, fapta care este făcută de Tine prin Domnul Iisus Hristos. Dă-ne voința și înfăptuirea ca să ne întâlnim pe Marea de Cristal cu tot poporul Tău și să cântăm cântarea lui Moise și cântarea Mielului cu lacrimi în ochi, spălându-i picioarele celui care ne-a dat pacea, picioarele scumpului nostru și iubitul nostru Mântuitor Iisus Hristos. Amin.